Deci cred că e un prilej nemaipomenit să facem lansare de carte astăzi și o să fac, ca să spun așa, oficiile de gazdă. Eu o cunosc pe Veronica de multă vreme. Suntem, ca să spun așa, membri în postul Cenaclu Distanța Radela Măinești. Pentru mine ocupă un loc special în suflet, nu doar Cenaclu în sine, ci fiecare dintre membrii acelui Cenaclu, care în niște vremuri cumva tulburi, da? Poate că, din punct de vedere cultural, ceva mai senine, încercau să urnească din loc pietroiul cultural așa și să țină muzele aproape, încercând cumva și reușind, cred eu. Din multe puncte de vedere, Veronica demonstrează chiar și astăzi cu poezia. Da, Am rămas statorii. Cu siguranță. Vreau să cred că cei prezenți astăzi aici, cu siguranță mărturisesc fiecare dintre ei, fiecare dintre dumneavoastră, mărturisesc cât de importantă este poezia. Cam așa, câteodată o mică disperare care mi se strecoară în suflet, că uităm lucruri foarte importante, cum ar fi ce înseamnă să citești o poezie, să trăiești ce e în spatele acelei poezii și să înțelegi cât de dificil e actul creației, indiferent despre care artă vorbim aici, că e vorba de pictură, de muzică, de literatură și așa mai departe. Deci, cred că
e o zi specială pentru fiecare dintre noi, cu siguranță pentru profesorii prezenți aici, cu atât mai mult. Și dacă o să dau acum cuvântul fiecăruia dintre ei, sunt convins că o să știe să sublinieze toate aspectele importante ale acestui eveniment major, cred eu, pentru municipiul Măinești. Deci, o să dau cuvântul domnului profesor Lovil, cetățean de onoare a municipiului Măinești. În continuare să vorbească domnul profesor Colăcel, cunoscut publicist și drag nouă, chiar și măreștean. Și epigramist, auziți? Foarte greu, se vine, dar... Nu, l-ați convins foarte ușor, așa vreau să spun. Da, am bine vrut să... Domnul profesor Mil, apoi domnul Cornel Galben, care este și editorul și publicist și prefațatorul volumului, da? Și ultima vinovată. Evident. Mă bucur de prezența intelectualilor de marcă din acest oraș, la această oră de poezie, să zicem, să numim oră de poezie. Pentru că eu doresc foarte mult să vă transfigurez, dacă voi putea. Adică să vă aduc în zona aceasta mai sensibilă a poeziei. Mai mult decât atât, tare mult aș dori să vă mărturisesc măcar o parte din emoțiile, din trăirile mele atunci când am lecturat ultimul volum de poezii al doamnei Stănilă, al patrulea volum de poezii. Și nu ultimul, cel mai recent. Și nu ultimul. Nu ultimul, doamne, cel mai recent. Că eu, în doamna Stănilă, să știți că nu vreau să o elogiez, am surprins că folosesc un cuvânt puțin mai dur, o vână. O vână de viitor, poet. Autentic, rafinat. Și într-adevăr, acest volum de poezii emană un fond de înțelepciune. O formulă sufletească unică. Și nu rostesc cuvinte gratuite când spun o formulă sufletească unică. Din moment ce dominantă acestui volum este cunoașterea sinelui. Adică dorința de autocunoaștere. Și este normal să fie așa din moment ce, din aceste poezii, deducem că autoarea a vrut să ne arate cine este, cum este, ce slăbiciune are, ce dureri, ce slăbiciuni și ce dorințe are, cum se situează, de partea cui se situează și mai mult decât atât, ce sens dă domnia sa prezenței pe acest pământ ca poet. Dar vreau să vă mai spun ceva. Este foarte greu, și vorbesc ca profesorul de limbă română, să pătrunzi în cotloanele ascunse ale sufletului unui poet. În hățișurile cugetării lui, în acel bazin imens de trăiri și emoții, în acel labirint, cum îl numește însăși poeta, amar al deșertăciunii. M-am străduit să descifrez sensurile unor poezii. Și cred că am reușit în parte, numai în parte. În orice caz, mi-am dat seama că în poezia doamnei Stănilă există și tristețe și încredere. Există și suferință și elan. Există și generozitate, dar și negație. Există mai multe virtuți pe care vrea să le promoveze în aceste versuri. Marele talent al autoarei este că știe să dea formă oricărui simțământ, expresie
fiecărei cugetări. Conținut real fiecărui vis. Prin aceasta ne-a câștigat. Pentru că acest volum de poezii se caracterizează prin înțelepciune. Doamna vrea să ne expună dorința de a trăi, dorința de a iubi, teama de moarte, teama de bătrânețe, tot acest conglomerat de trăiri, de ingrediente sufletești, toate acestea te cucelesc lecturând această poezie. Și să știți că nu exagerez dacă spun că poezia Doamnei este de o solemnitate nemaipomenită. Este de o splendoare deosebită. Atunci, bineînțeles, când reușești în urma unei lecturi profunde. Și, domnilor, nu spun gratuit în urma unei lecturi profunde. Nu mai este o poezie obișnuită, o poezie clasică, o poezie facilă. Este o poezie modernă, așadar o poezie problematizată, o poezie inteligentă, care presupune să fii oarecum un cititor avizat, un cititor nefamiliarizat cu poezia modernă. Foarte greu poate pătrunde în mulțimea imaginilor, în mulțimea metaforelor indeșifrabile, dar încărcate cu foarte mult sens. Mi-aduc aminte de un dialog dintre poeții Nichita Stănescu și Marin Sorescu, colegul meu de liceu, de liceu militar și de facultate. Mi-aduc aminte că Nichita Stănescu spune așa: pentru un om de spirit, citesc din memorie, viața este o comedie. Pentru un om de suflet, viața este o tragedie. Și a adăugat Marin Sorescu: pentru omul de rând, viața este o harabă bună, o amestecătură. Este și lumină și nori negri, și lumină și ceață, este și plăcere și durere, este și bucurie și tristețe, este și frumusețe și mitocănie, este și frumusețe și chiar mărlănie. Aceasta este viața pentru oameni obișnuiți, pentru oameni de rând. Noi ne situăm, bineînțeles, în altă categorie, în categoria oamenilor care simțim, trăim și citim cu el în poezie. În ceea ce privește poezia Doamnei, în poeziile Doamnei există bucurie, dar există și tristețe. Pentru Veronica Stănilă, viața este un dar sublim de care trebuie să te bucuri în fiecare clipă, ca și cum ai fi în fața unui miracol. Doamna se bucură de vuietul nocturn, colind, de vântul biruitor, dorințe, de boabele de rou, bolnav, de miezul unei duminici, pentru mater materie, de răsăritul fastos al unei dimineți, de câmpire pustine pădite de ierburi, în sens invers, dar și de pajice albastră a câmpiei, separare, de stelele necunoscutelor ceruri, despărțire, de cocoșe care sparg timpanul melancoliei în zigzag, de fructele proaspete în rău din livezile fosforescente, sumbre hieroglife. Dar peste toate aceste tristeți, să așterne tăcerea,
să așterne tristețea, să așterne suferința, suferință care are cauze reale. Doamna și-a pierdut ambii părinți. Drama aceasta a bulversat-o. Arcul întregii vieți s-a frânt. Și-a pierdut pentru o vreme vitalitatea, energia, siguranța, optimismul. Și este firesc să fie așa oameni. Pentru că părinții noștri sunt sarea pământului. Părinții noștri sunt rădăcinile noastre. Noi suntem de-abia tulpinile. Așadar, în fața lor, chiar când nu mai sunt dincolo de noi, virtual să ne plecăm în fața lor și să le cerem binecuvântare. Dar această tristețe, și aici este inedită, Doamna, această tristețe nu este o tristețe de orice fel. Este o tristețe imaculată. Este o tristețe care emană noblețe. Este o tristețe care alunică în suferință. Versurile Doamnei ascund în mod paradoxal acea fericire de a fi tristă. Veronica Sănel este un poet care știe să fie hogoluien în melancolie, în tristețe. Eu aș parafraza pe Iisus pe care o sărbătorim astăzi. Să spun că suferința Doamnei este aproape o suferință dureros de dulce. Și ca să vă conving de acest lucru, am să încep să lecturez câteva dintre poezii și să pătrund oarecum în intimitatea lor. Să știți că, domnilor, eu sunt conștient că la vârsta de aproape 80 de ani nu mai străbine să recit, să spun poezii, dar nu o să mă suportați, pentru că aceasta este meseria mea și nu mă pot lăsa de ea. Apropo de bătrânețe, asta se va introduce în joacă. Da? Apropo de bătrânețe, n-am să uit niciodată cuvintele lui Petre Țuțea, care spune așa, citez în memorie, nu există suferință mai cumplită decât aceea unui bătrân care tânjește după tinerețe. Ați dat seama că ramolismentul, decrepitudinea, stârnește repulsii. A descoperit că nu se mai place niciodată celor tineri, așa cum plăceai mai demult. Este descoperirea cea mai dureroasă. Poate numai indiferența te ajută să treci peste acest prag dificil al existenței, ca să nu cazi în ridicul, ca să nu cazi într-o nesfârșită depresie. Așadar, oamenii bătrâni, să nu cădem în ridicol și să ne menținem toată viața aceasta, pentru că ce se spune? Vârsta biologică a unui bărbat este de 120 de ani? A unei femei numai de 100? Iar cei care mor mai devreme de această vârstă mor prematur. Așa că noi să ne consolăm cu această idee. Da? Dostoievski zice că 40. 40. Probabil. În context social. Vă rog să ascultați poezia. Ești prea mult că trebuie cu așa. Am plâns în surdină, în pum, fără să mă audă nimeni. Unghiile am scormonit în băltoage, în care voiam să văd chipul transfigurat.
de trăier nefolositor. Ca un naufragiat, m-am afundat fără să știu unde duce goana aceasta a sinelui din marea disperării. Pierdută pentru totdeauna, pe mine, mie, redă-mă. Este în această poezie și în alte poezii suferința căutărilor neîmplinite. Prin poezie, doamna înfrânge infernul din sufletul ei. Și, curios, acceptă în chip desăvârșit destinul implacabil căruia nu îi se poate sustrage. Faceți-ne plăcerea aceasta și vreau să salut cu stimă, tot respectul pentru invatabilul profesor Lucian Pasie. Pentru autoarea volumului, poezia este un dar al lui Dumnezeu, un dar divin. Iar oamenii, aceste ființe corporale și vremelnice, sunt supuse limitei de timp și spațiu, sunt supuse lui Dumnezeu. Foarte emoționantă este poezia rugă în care autoarea se roagă de Dumnezeu să-i atenueze durerea, suferința, nemulțumirea, neîmplinirile sufletești și trupești. Și spune Doamna, pentru încă o viață, mai naște-mă, Doamne. Om de mină, altfel, altcumva, sporindu-mi iubirea, fără fântânile amare de acum. Mai naște-mă, fără să mă exersez prin mine suferință, tristeți, tragedii subtile pe care să le tot turce în marsupiul existenței. Fără să mă mai pierd. În labirintul amar al deșertăciunii. Și totuși, sunt contrariat cu un lucru. Din moment ce Doamna are credință în divinitate, în existența lui Dumnezeu, nu înțeleg de ce se teme de moarte. Nu înțeleg, pentru că moartea nu este altceva decât un act de depășire a egoismului și de unire cu Dumnezeu, care este izvorul vieții veșnice. Mă duc aminte de tot Petrețuțea, care spune că moartea este tot o viață. Îmi pierde inspirația, Domnul. Repet, moartea nu este decât tot o viață, dar o viață dilatată, nebunești,
nu este altceva decât adevărata lumina spiritului nostru. Și tot Petre Atuția, îl iubesc foarte mult, spunea că trebuie să ne temem de moarte dacă avem un suflet neîntinat. Și dacă totuși e întinat, să ne străduim de răsputeri, să-l mai recuperăm, să-l mai reîntregim. Pentru că atunci sufletul se desface, se eliberează, se desface din prizoneratul individual al trupului și se integrează în marea unitate a lumii, cunoscând renașterea cosmică. Poezia împotriva morții este impresionantă. Și eu o înțeleg pe Doamna. Și totuși nu o înțeleg. Eu înțeleg oamenii de vârsta mea. Pentru că numai atunci, când mai ai o bucățică de viață, ți poți gândi la moarte. Dar acum, acum când trebuie să trăiești din plin, pentru că viața pământească străbat într-adevăr un drum între tăia de dureri, de greutăți, de boli, de probleme diferite, ce ne le punem unii altora în față, dar până la urmă, viața este un dar sublim. Viața trebuie trăită din plin. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat o singură viață pământească. Pentru că soarele nu răsare de două ori pe zi. Așadar, hai să fim bucuroși că trăim și că împărtășim clipe de bucurie și de tristețe, este fine să fie așa. S-o alungăm cu pietre împreună spre ceața împovărată a timpului suprem, pe ceea ce fără milă ne adună, spre galaxia umbrei întoarsă spre blestem. S-o alungăm cu pietre împreună, acum când timpul ne mai iartă, în fluxul energetic ce ne poartă, zăpezele străvechi de altă dată. Știam că într-o zi și ea va să vină. Pe vântul rece, calm, miluitor, tu, tată drag, oriunde te vei duce, mult o bine sufletuță, te dorim. În poezia asceză, autorul ajunge la concluzia că puterea omului de a răbda neajunsurile vieții, puterea omului de a răbda neîmplinirea în iubire, de a răbda suferințe, tristețe și deșertăciuni, vine de la Dumnezeu. Care este deasupra noastră și care ne dirigează și care ne conduce. Așadar, să zâmbim ce dar își poate oferi omul unul altuia decât un zâmbet. Dar nu un zâmbet fals, un zâmbet poluat, un zâmbet sofisticat, ci un zâmbet curat, autentic, sincer. Prin poezie, autoarea este convinsă că ne putem spăla suferința și răutatea din noi. Prin poezie putem să decantăm otrăurile din noi, sunt multe, nu? Prin poezie ne putem spăla păcatele noastre. Și
totodată, prin poezie, putem să sporim acel plin de bunătate din noi, dacă îl mai avem. Iată ce concepție are despre poezie. Poezia este pentru autoarea în discuție un praf de bucurie peste suferință. Este un cântăritor. Este o terapie de suflet. Este, să parafrazez afirmația unor critici, poezia este îngerească de sorginte divină. Și atunci, de ce să mai fluctești? Pentru că am fost uimit că și poezia de dragoste scrisă de doamna este tristă. Tristă, chiar foarte tristă. Și eu știu că, de fapt, căsătoria presupune o înțelegere perfectă, o legătură absolută și durabilă între două ființe. Atunci când bărbatul și femeia rămân două ființe perfect distincte, atunci nu ne rămâne decât separat. Și are o poezie emoționantă, intitulată Separare. Cetat când te văd, mă revigorez spiritual. Atâta. Așa că dacă zâmbești, zâmbești numai mie. Să ieșim din transă, nu? Da. În orice caz, repet ce știți și dumneavoastră, că femeia e în materie de iubire, sunt cel mai priceput doar teoretic, să știți. În practică sunt un reșiutor. Dar teoretic știu citate, vă spun, zgrozav. Și nu știu cine spunea că, și așa este, femeia este imaginea lui Dumnezeu pe pământ. Fără ea nu poate exista. Și cu cât iubești mai mult, cu atât tind spre mântuire și spre suflet. Și mai citeam undeva că orice sentiment poate fi mimat. Toți mimăm, toți suntem de dublanți, hai să fim sinceri, ipocrizie ce mai spune. Dar singurul sentiment care nu poate fi mimat este iubire. A mima în iubire înseamnă a fi un impostor, domnilor. Pentru că ce spunea Constantin Noica. Iubirea este singurul sentiment din lume care nu poate fi mimat, cel care minte în iubire strâmbă osia lumii. Pentru că iubirea înseamnă Dumnezeu. Așadar, fără iubire, fără vioșie, fără tandrețe, fără înțelegere între cei doi soți, viața a doi apare ca un mecanism uscat. Scârțietor, sfârșietor. Ceea ce spune și colega mea. Începusem bine. Începusem frumos. Pe o câmpie luminoasă. Pe o pajiște în care sentimentele zornăiau de atâta fel. Apoi au venit vânturi, ușoară liseie pierdute, ivite dinspre nicăieri și n-am mai știut de noi. Pajiștea albastră a câmpiei a dispărut. Și n-am mai vrut să locuim în această patrie fără sentiment. Cât e de convingătoare, doar în câteva versuri a spus. Foarte interesante, repet, foarte interesante, și poeziile cu tentă filosofică. Nu știu, l-am regăsit în poezia Scriu cu sânge, pe filozoful Lucio, care spunea că sângele este un simbol al tinereții și al dragostei, dar și al jertfei. Aici, la Veronica Micle, în
are o altă semnificație. Sângele este o posibilitate de a comunica cu necunoscutul, cu neprevăzutul, cu imprevizibilul. Scriu cu sânge și tac. Pisicii negre te adresează apocaliptic. Memoria mea păstrează amintiri ca portocalele se rostogolesc peste lucruri cunoscute. Privesc în toate părțile și constat că lunec tot mai mult spre palida prințesa nimică, spre toboganul necunoscutului, în această decadență a lumii, în care mă afund fără până la epuizare. Tot cu asemenea poezie, dar eu nu vi le prezint pe toate, că eu vreau să nu vă plictisesc și nu vreau așa. Uitați că mă apropie domnul Nilă, care e foarte drăguț cu mine. Așa. Sunt. Așa. Domnilor, cele mai frumoase poezii, cele mai frumoase, pentru mine cel puțin, sunt poeziile dedicate orașului în care trăim. Condus astăzi de niște bun gospodar, nu le mai rostesc. Pentru Veronica Stănilă, orașul este un sanctuar al copilăriei, al adolescenței, al tinereții. Pentru Veronica Stănilă, orașul este un ungher mirific care dă senzația de matcă. Pentru această poetă, orașul este adevăratul izvor al vieții. Este o matcă eternă. A trăi în acest oraș este un privilegiu. Oriunde se duce Veronica, are un dor nespus față de acest oraș. Nu se vindecă niciodată de acest dor care iluminează sufletul. Acest dor îl reîntregește. Și de ce? Este dor de copilărie, dor de adolescență, dor de tinerețe, dor de casa străbună, dor de părinți, dor de visele orașului, dor de cele mai frumoase amintiri ale vieții. Acesta este orașul Moinești. Și nu numai Moinești cu Bacovia sau în poeziile orașul acesta sau în alte poezii transpare această dragoste pentru oraș. Ce multe, multe poezii. O să ascultați acum poezia Moinești cu Bacovia. Vă veți reîntâlni aici cu atmosfera sumbră bacoviană, pe care însă o implementează, o transfigurează și nu o copiază. Dar parcă suntem în versurile lui Bacovia. Este oraș, iar ninge ca nesete. Îndepărtări ard orizontul casă. Pe dunga nevăzută a gândului senin, se aude un orologiu rar în pate. Și în liniștea zăpezilor înalte, trec călători mai triști și mai uitați. Iar zilele pornesc tot mai la vară. Pe-a lumii pradă, toți suntem uitați. În parc, aceeași cerșătoare tristă, întinde mâna cu același vechi reflex și surâd pasiv, cu nonșalanță pe brazele iubirii o petrec. Rămânem triști cu aceste albe triburi. Ne rătăcim iubirile în zenit. Și în glasuri de colin îndepărtări sau din nou,
fiorile. Dar în acest oraș se află casa părintească. În acest oraș au trăit părinții. Se spune că tragedia omului începe când a pierdut trei lucruri. Amintirea părinților, zâmbetul și speranța. Casa părintească îi dă senzația de retragere contemplativă sub presiunea unor nemulțumiri exterioare. Casa părintească este pentru autoarea o insulă în mijlocul lumii. Aici își amintește de tată domniei sale, care cu posibilități modeste i-a zidit o casă. Și acest om pe care l-am cunoscut și cu care colindam în pădurile din prejurul caselor noastre, acest om era de o inteligență nativă și de o sensibilitate deosebită. Și spune Veronica, mâna tatălui meu, o mai simt și acum, mângâind pereții caselor, la care a trudit oftând zile și nopți. Lucra asta împăcat cu sine. Ca un manole minuscul multiplicat în iubire. Aș mai vrea să merg cu el la circ. Să mai văd acrobații. Și mă uimeam o zi curând. Să mai gust mentosane și ciocolată. Să mai revăd fericirea copilăriei deodată. S-au dus continentele luminoase de atunci. Arena a fost vastă. Cortina s-a tras. Pe ritmuri de copii încă mai cânt. Podul de piatră s-a dărâmat. A venit apa și l-a luat, dar fără avânt. De aici, din pragul casei părintești, în copilărie și chiar mai târziu privea cu nesaspă răsăritul de soare, fiind atrasă de chemarea necunoscutului, de chemarea iubirii, de chemarea dragostei. Domnilor, când am deschis pentru prima dată volumul acesta de versuri, întâmplător, l-am deschis la poezia el, cu poezie câteva versuri, în care face un portret memorabil tatăl. Tatăl i-a adus deplinătatea vieții, i-a încântat, i-a fermecat copilăria, unica a părinți fiii. Tatăl a fost primul intermediar cu viața. A fost un permanent exemplu de cum să te porți și cum să trăiești. Cine-am cetat să fie păcat. Mâinile tatălui erau harnice. Dar niciodată nu se plângeam că e greu. Mâinile tatălui erau puternice. Erau tandre. Mâinile tatălui miroseau a rouă și a soare. N-a sărutat îndeajuns aceste mâini. Și spune autoarea, el avea o puritate împrumutată de la îngeri.
și o lumină ce folosea drept scut de apărare. El, acest om simplu, țăran, căpătase aură de sfânt. Domnilor, nu vreau să plăți în care, dar vreau să vă spun un lucru. Cea mai tumultoasă, cea mai frumoasă poezie a scris-o în ziua morții tatălui. Este vorba de poezia Povara plecării. Urmăriți, vă rog, această poezie. Mingea în ziua aceea. Se îngâna primăvara cu iarna. Și-am învățat prin tine, Tatăl, drumul spre moarte. Am învățat multe, dar atunci că o cârte ți-am descoperit că mărântaierea pământului e suprema lumină. Mingea în ziua aceea. Bulgări grei, smulși din mater materia, au căzut peste tine, Tată. Și am văzut tot mai clar că între a fi și a nu fi e o poartă enormă prin care intrăm și ieșim, fără să știm. Dacă în volumul precedent și-a elogiat mama pe care o părtuse în anul acela, în volumul acesta elogiul se îndreaptă spre ambii părinți. Poezia Requiem pentru părinți. Cei care m-au iubit au plecat împreună spre țări nevinovate, unde îngerii veghează statornic cu făclii aprinse, infinitul. Înmormântați în grabă, au lăsat pe pielea mea ADN-ul durerilor toate. O nostalgie își face loc. Mă duce spre galaxii fără nume. Mă poartă nestingherită în memorie. Am pierdut totul. Până și pietrele și străzile poartă urme ale respirațiilor, energii surde comprimate lin într-o amărâtă tragedie minoră. Lacrima mea poartă acum forma unei păreri, insistă, rostogolite pe obrazul copilului, rămas al nimănui. Domnilor, se poate vorbi mult despre aceste poezii. Poezia pentru Veronica este o unghie. Poezia îi dă curaj să se manifeste, să-și manifeste personalitatea, unei fiind de o modestie enervată. Poezia este pentru Veronica, însăși esența vieții. Și repet, poezia este de o frumusețe solemnă,
este de o spiritualitate sublimă. Eu o felicit și mă plec în fața colegii mele și o sărut. Și o rog să persevereze. Să nu uite că poezia, așa cum a spus, este un dar divin pe care trebuie să-l fructifice, să-l facă la oficial. Pentru a ne revigora pe noi, cititori, a ne împrospăta. Și am văzut de doamna Popescu, cu mult doamna Popescu, distinsă doamna Popescu, vă văzut cum vreți aici. Și la fie ori vă văd, am emoții, nu știu, vă trânti, dar îmi sunteți foarte dragi. În speranța că nu v-am fi găsit. Vă mulțumesc. Vă doresc cei mai bune bune și încă ceva. Doresc să ne mai întâlnim și în alte situații. Fiu și o carte. Și poate o carte modestă. Nu vreau asta. Să vă obosesc. Dar vă promit că voi dezbate-o tot alături de dumneavoastră. De niște oameni care răspund ce mă rioază. Vă mulțumesc! Dar copiii ăștia nu cred și ei ceva, vă rog, doamnă! Mamă, vă rog frumos! Hai să vezi ce ne-am spus. Eu mai găsiesc acum, mă rog. Da. Te cântăm și noi cu voi împreună, da? Thank you.
Păi e... Să vedem. Așa vorbim un român care știau casei. Eu trebuie să mă înghesui, dar cum să mă înghesui, că mi-am mutat și eu niște idei. Nu vă sfereați, eu mă voi strădui să vă mai luminez din cât în cât cu câte o glumă, că altfel e mai greu, ce să vă fac. Și eu la fel. Eu încep prin a exprima mulțumirea că mă aflu din nou în acest spațiu de spiritualitate, unde mă întâlnesc cu oameni dragi sau apropiați sufletului meu. Acum eu voi aborda, că mai am timp, voi aborda subiectul direct, așa abrupt, derutându-i pe specialiști și dezamăgindu-i pe cunoscători. Până în clasa a patra să zice despre ce este vorba în propoziție, prin la școala generală, ideea principală. Mai încoace pe la liceeni, vai de liceenii noștri de azi, o mi așa, ce vrea să ne spună autorul cu acestea? Nu mă interesează de mult. Pe mine nu mă interesează ce spune autorul. Eu mă aflu în situația medicului ginecolog. Apropo, sunt două categorii profesionale handicapate din punct de vedere profesional. Medicul ginecolog, care uitându-se la o minune cu zlufii blonzi și cu ochii albaștri, nu se poate bucura prea mult, pentru că știe el ce știe. Și profesorul de limbă și literatură română, care nu se mai poate bucura de zlufii aceia precum lanul și de ochii aceia albaștri ca miozotisul, ai unei persoane care, săraca, pune virgulă între subiect și predicat. Nu mă mai pot bucura de ea. Ce să fac? E, na, ghinionul meu, e meseria mea. Poate să fie frumusețea lumii. Când a pus virgula între subiect și predicat, am... așa. Ai, na. Ăsta e mesajul poeziei. Și ce e cu asta? Păi de la nefericitul de Adam, cuplu biblic, care s-a îndrăgostit de Eva lui sub mărul din rai, și până astăzi, miliarde de urmași au spus că s-au îndrăgostit. Și ce e cu asta? Dar Nichita Stănescu zice că nevoaica tânără, iubirea, colții, mi-am fi astăzi în față. M-a mușcat leoaica de față. Ei, nu e, băi, să vezi că m-am îndrăgostit. Dar auzi-l pe Rabiș, culme e că amândoi au iubit într-o vreme aceeași fată. Chit că Nichita era mai mare cu 2 ani. Dar, da, nu divaghez. Ce spune Rabiș? El nu spune că m-am îndrăgostit. Eu nu mai sunt. Eu un cântec tot ce sunt. Păi pe mine asta, băi, nu să-mi spui mie că te-ai îndrăgostit, pe mine, cum îmi spui? Așa am citit și eu versurile Veronica Isterica, le citesc de 4 volume încoace și de așa le-am citit, căutând mirosul, parfumul expresiei. Acolo mă duc eu întâi. Asta poate să spună oricine. Apropo, hai să merg și la unul de ăsta de-al nostru, că mi-e drag Alexandru, Dumnezeu să-l ierte, dar sună altfel. Iată sanie ușoară care sună peste voi, în văzduh voios răsună clichii de țurgărei. Frumos, Alexandre al meu. Acum îmi pare rău că iesenii și de la ruși, nu sunt ruși, nu reprezintă una dintre marile mele iubiri, dar auzi-l pe iesenii. Ah, voi sănii și voi cai, voi cai, râde până la lacrimi clopoțelul. Parcă nu e cu sună clinche de dezurgălei. De-aia mă interesează cum spune poetul și de-aia mă interesează cum spune și... Mă rog, astea sunt niște subterfugii facile ca să-mi ascund câteva idei concrete. Structural, poeta își așează versurile în 7, cum să le spun, banal, părți, capitole, ce-ori fiere acolo, dar cu tipuri subțiri, toate mustind de înțelesul. Și primul este povara cuvântului. Și pentru că suntem astăzi la ziua Eminescului, că eu îl pronunț articulat întotdeauna, pentru că pentru mine literatura română cu el începe și cu el se va termina. Cuvintele Eminescului, unde să... Povara adevărului, așa se numește primul capitol din volumul. Unde să găsesc... Ba da, nu ăsta e, da mă duc, e acolo undeva, capitolul ăsta. Așa, povara cuvântului, bun. Unde să... cuvântul ca poet te asuprește. Unde să găsesc, unde vei găsi, citatul corect, unde vei găsi cuvântul ce e clima adevărului? Trec peste alta. Și pe urmă vin
ca să nu susțin ideea că mă interesează elementul de expresie poetică, scurmând eu așa cu aplecare textele, am găsit, am căutat lumini stilistice și am găsit mulțime. Iată câteva epitete. Eu așa umblă, dacă e meseria. Cer incolor. Dacă până plec de aici, cineva dintre noastre va reuși să-mi explice cum arată un cer incolor, eu voi fi extrem de receptiv. Vacarm semantic. Eu sunt unul dintre iubitorii semantici. Vacarmul semantic este ceea ce mă caracterizează, dar puțin cunosc asta. Lună demachiată. Am stat eu și m-am gândit, nu, dacă vrei să te bucuri de poezie, nu te apuci de tradus metafora. Dar am stat și eu, mă, luna aia are niște chestii pe ea, dar probabil o știți. Păi ca să o demachiezi. Regret fastuos. Eu regret ca prostul, fastuos, mai mult până atunci. Iazuri neclare. Încântare sisifică. Doamne, ce e aici? Nu mai insist. Sau, apropo de ce spunea domnul profesor și de, de simbolism, aerul acesta lepros. Cât e de trăit trebuie să fie durătare, dacă găsești o asemenea împerichere de cuvinte. La metafore de povara cuvântului, am spus, dar mai încolo într-un loc, povara cuvântului dor. N-am vrut să mă refer niciun singur moment la Requiem pentru părinți. Și am spus prietenii mele de ce. Eu mi-am iubit părinții cu disperare. Dumnezeu mi-a dat șansa să-i pierd la o vârstă în care nu te mai pierzi cu firea. Dar nici moare nu-ți vine dacă, numai dacă e nesimțit total. Și nu m-am pierdut până într-acolo cu firea, dar n-aș fi putut într-o anumită perioadă să scriu o poezie despre ei. Și azi, dacă o scriu, o scriu greu. Și n-am vrut să mă refer la capitolul respectiv. Dar m-am uitat și eu la ce-o mai fost pe aici și cum le-a adus din Condei. Povara cuvântului dor, pe mine ăsta mă asuprește de mulți ani. Mai încolo, disciplina nostalgiilor. Ei, uite, eu n-am apucat până acum să-mi disciplinez nostalgiile și mă asupresc o mulțime. Bruma tinereții rămasă între unghierele timpului. Mai am și eu ceva brumă de tinerețe, dar mă întorc la una dintre metaforele care m-au terminat complet. S-au bucurat ierburile. În primul rând că la mine în ograda părintească nu prea mai sunt ierburi. Mă gândesc la versul acela nebun din duhovnicească lui Argezi, a putrezit și ograda. Eu nu mai am nici măcar iarbă. Dar versul ăsta m-a trimis la copilăria mea de sculță, prin iarbă, din spatele casei. Și de acolo mă gândesc cum s-or fi bucurat sau cum se bucură ierburile când mă revăd. Am regăsit în poezia Veronica niște lucruri care mă, tot că mă reprezintă, în fața cărora tremur. Că eu sunt un nătăr sentimental patentat și pot să tremur când am de ce. Să știți că și domnul Lovin se ține mai bine, că am venit că e bărbat mai în vârstă și mai solid, dar să știți că și nu lui tremură la minunile astea. Dar că sunt minuni pentru mine. Ce să mai n-am, nu? Au zis comparații. Oftează ca un Faust pe invers. Ai trebuie să ai literatură la bază ca să înțelegi o asemenea metaforă. Oftează ca un Faust pe invers. Sau cea ți-a împovărat a crudului blestem. Păi, așa. Sau, zice undeva și asta îmi place, că mă mai uit și eu câteodată în sus, din ce în ce mai rar, ca niște eșarfe inventate de norii în schimbare. Doamne, cum pot să fac norii ăștia în schimbare niște eșarfe? Bun, merg, nu vorba poetei. N-am timp, e citat,
n-am timp de atâta frumusețe. Eu nu mai am timp de atâta frumusețe. Nu știu cum să vă explic. Sunt o sumedenie, nu le mai citesc, nu le mai spun. Le-am eludat, așa, sunt niște lucruri pe care nu le pot spune din neputință spirituală. Tot ce am spus până aici, astea sunt pentru mine niște argumente. Să revenim puțin mai serios. Niște argumente în favoarea afirmației că Veronica Stănilă a ajuns o poetă pe deplin stăpână pe instrumentele sale. Atâta doar că, așa cum am văzut eu nopțile două în care am citit placheta asta de versuri, peste desenul delicat feminin al sentimentelor și peste caligrafia subțire a expresiei sale, s-au așternut umbre aspre. Eu mă gândesc că așezate nedrept sub zodia lui Thanatos, e mai puțină lumină și mai multă cenușă în aceste versuri față de primele volume. Multă din cenușa asta mi s-a așezat pe suflet în două nopți de singurătate și lectură. Eu obișnuiesc să citesc atâta cât mai pot citi, că v-am spus că nu pot citi prea mult. Întâi textul autorului și apoi prefața. Mi-am notat incoerent minunile astea de până acum și pe urmă m-am întors la prefață. Și acolo, citind-o, în stilul inimitabil al bunului meu prieten, dacă mai avea contribuie întreba lui, eu așa îl consider, al bunului meu prieten Cornel Galben, am găsit niște, am rămas plăcut surprins găsind niște idei pe care și eu le reținusem și le văzusem. Și dă într-un... Nu ăsta. Ei, na. Sper să nu dureze mult până o găsesc. Doamne ferește. Da, asta e. Asta e, că la asta mă gândesc și eu. Citez din prietenul meu că lângă mine. În preajma așa se află, fără identitate, într-un sedentarism al regretelor, sentimentele care foșnesc într-un colț al trecutului și bolnavă de ruinele universului său, obosită de o potrivă de viață și de moarte, prințesa nimicului înalță resemnată o impresionantă rugă către Dumnezeu. A citat-o și domnul profesor Lovin. Pentru încă o viață mai naște-mă, Doamne, om de lumină, altfel, altcumva, sporindu-mi iubirea spre fântânele amare de acum, fără fântânele amare de acum, mai naște-mă. Am citit-o, m-am gândit, am oftat și am zis că ce aș vrea să mă mai nască? Acum când numai cunoscătorii bătrâni din acest oraș și cei care au avut legătură cu Comăneștiul pot înțelege aceste două entități. Acum, când deja am început să aud ecourile repetițiilor fanfarei lui Prigoană, noi cei care știu ce înseamnă asta, parcă i-aș ceri și eu prea înaltului o viață pe nu neapărat altfel, altcumva, cum vrea poeta. Dar, așa, parcă aș mai șlefui câte ceva la ea. Și iertați-mi derizorul finalului. Aș mai șlefui pe aici, pe acolo. Și anume în punctele esențiale. Îi doresc poetei Veronica Stănilă să se regăsească sub lumina înțelepciunii resemnate, care vine mai mult spre mine, dar de acum și spre ea, dinspre dreapta vieții. Și înaintea domnului profesor Milă, o să mai fie un scurt intermezzo la copiii. Da, da, face bine. Și vă rugăm să dați cunoscut. Bine. Știi?
Doamnelor și domnilor, mi-a rămas foarte puțin de spus, dacă știam cât vorbesc, că știa 2 minute înainte. Sunt în parte. Totuși am să spun câteva cuvinte despre Veronica, pentru că și anul trecut am vorbit la celălalt volum, Îngerii decapitați. Apropo, să știi că eu am mai găsit câțiva, n-au fost toți decapitați. Da. S-a rămas câțiva. Ce vreau eu să spun, pe lângă ce au spus ceilalți doi, că așa însemna să le repet. Și eu mi-am notat cam aceleași poezii să vi le spun. Mi-au mai rămas două, totuși. E bine. Vroiam să vă spun că, într-adevăr, cum s-a remarcat, Veronica, cu acest al patrulea, nu? Da, volum, eu zic că s-a instalat definitiv în poezie. Ea nu scrie versuri și nu face poezie, că n-are altceva de făcut. Acolo și-a găsit lăcașul. O patrie, cum zice ea, pentru că în cealaltă patrie nu mai sunt sentimente. Parcă așa zice într-o poezie. Nu se mai simte bine într-o patrie fără sentimente. Și eu mă gândeam care, la ce sentiment se referă oare aici poeta. Cu siguranță că se referă, uitați-vă și la copertă, la ce sentiment se referă. La iubire. Pentru că aici, când pierzi ceva din asta, care este cel mai înălțător lucru pentru ființa umană, și despre iubire mai mult decât a zis Dante, nu cred că a mai spus cineva și nici nu se mai spună, acel amore, iubirea, nu? Che move il sole e altri stele. Iubirea care mișcă soarele și celelalte stele. Mai mult decât atât, nu se mai poate spune. Într-adevăr, iubirea este cea mai puternică, este ceea ce ne ține și Apostolul Pavel tot asta a zis că fără dragoste nu e nimic și Marin Preda după el a repetat-o. Ei bine, când pierdem ceva din acest puternic sentiment care ne ține chiar ființa, esența ființei noastre, sigur că devine ceva dureros, foarte dureros. Pentru că în viața omului sunt două momente cu deosebire dramatice. Amândouă, aș zice, în egală măsură. Când pierdem copilăria, mai bine spus, când ieșim din copilărie, când s-a dus copilăria și devenim adulți, este primul moment care este foarte dramatic. Ne marchează definitiv ființa și au fost atâția scriitori care s-au referit la această temă, la noi ar fi Eminescu și Creangă, și Brâncuș, deși nu e scriitor, a spus-o și el despre un lucru de brutal. Iar în literatura universală ar fi Salinger, autorul american, care a scris o carte totuși cu totul excepțională de Venia în anul de secar, unde vorbește de drama aceasta umblită când copilul nu vrea să facă altceva. Rămâne repetent în toate școlile pentru că el nu vrea să mai crească. Să fie ca taică, cu servietă, cu cravată, cu un om. Este dureros. Deci acesta ar fi momentul cel mai dureros pe care îl parcurge. Al doilea, zic eu, la fel de dramatic, este cel și de care au vorbit colegii noștri și de care a vorbit și Cornel Galben în introducere, în prefață, este, desigur, pierderea părinților. Astea nu sunt vorbe. De ce? Tată și mamă sunt cuvintele cele mai concrete, pe care le cunoaștem de când începem să vorbim. Și în momentul în care te-ai trezit că nu mai poți să zici mamă, decât așa în general, ca o abstracție, și tată la fel, normal că se produce această dramă interioară deosebit de puternică, pe care Veronica o și reproduce în câteva poezii și pentru că a simțit și ea, la fel ca Adrian Păunescu, repetabilă povară. A simțit-o puternic, a simțit-o adânc în toată ființa, pentru că așa este. Ce mai vreau să spun? Poeta parcurge toate antinomiile vieții pe care le știm și le-am parcurs și noi. Aceste antinomii le cunoaștem că le-am trăit pe pielea noastră. Iubire, ură, durere, plăcere, viață, moarte, lumină, întuneric, tristețe, bucurie.
Toate acestea antinomii, poeta le transformă în niște metafore tulburătoare, ușor oximoronice pe aici pe acolo, chiar străbătute de un fior al unei trăiri autentice. Și data trecută, acum un an, când am vorbit, tot acest lucru l-am subliniat. Poeta nu mimează, ea nu imaginează stări. Asta e starea în care ea s-a instalat. Este chiar în poezie, cum a zis și colegul mai înainte. Pentru că contează foarte mult, nu numai ce spui, ci și cum spui, mai ales în artă. Dacă vorbim aici de poezie, vorbim despre artă, nu? Iată de ce Veronica, de acum, rămâne poeta noastră, iar eu aștept la an, sau mai devreme, nu știu cât mai am eu de trăit, să mai vii cu o plachetă, așa, spre exemplificare, mi-au mai rămas și mie două poezii, pentru că le-am citit ei pe toate. Ofrandă nimicului este din tema, cum a zis colegul, șapte secvențe sau teme, numiți-le cum vreți, din tema care dă și titlul, metafora titlului, Prințesa nimicului. Asta chiar este oximoronică, pentru că știm ce e o prințesă, știm ce e nimicul, dar Veronica ne lasă pe noi să descifrăm metafora, să o intuim, să-i ghicim sub înțelesul ei. Eram prințesa nimicului. Sinele meu se obișnuise cu îngerii lui. Ce îmi spumau cu deznădejde sufletul era ca un vâr, ca o iluzie, și-o purtam după mine fără speranță. Apoi destinul apucase sinuos, ca un șarpe de cenușă, a remarcat metafora colegul, nu? Bravo! A remarcat-o bine. Mulțumesc! Își purta cuvintele peste lucruri pe care le vedeam subțiate tot mai mult, încât spinii judecății degradaseră întreaga lume în care mă rătăcisem. Poeta s-a rătăcit într-o lume și, vedeți, de aceea s-a plasat în alta. A intrat în lumea poeziei și eu zic că aici va rămâne. Cealaltă poezie poartă titlul Spovedanie. Mă îmbolnăvesc lucrurile. Anotimpurile repezi ce trec, cărțile pe care nu ajung să le citesc, ce stau și mă așteaptă în rafturi, ca fructele în ramuri, sufăr pentru pietrele neclintite, adunate în propria lor tăcere mognită, și pentru norii ce trec repezi involburați, zămislind într-o metaforă neclară, aici să mi explici, că dau și eu ceva dacă mi explici ce înseamnă metaforă neclară, toate sunt neclare. Așa, imperiile unei lumi umblătoare, sufăr pentru florile din glastră, ce n-au răsărit și de la care așteptăm rod, pentru vopseaua tabloului ce a căzut, care își duce vârsta odată cu mine, pentru bolile iubite pe neașteptate, pentru cerul înstelat deasupra noastră, pe care nu știu dacă le voi mai vedea mâine la fel. Așa cum eu nu știu dacă voi mai vedea următorul volum. Asta e. Să ne trăiască, Discursul cel mai bun este cel mai scurt. Opinia mea despre carte o aveți în prefață. Contribuția mea ca editor de asemenea o aveți în conținutul cărții. Sigur că și eu aș fi putut să spun mult mai multe, pentru că orice relectură, orice nouă revedere a poeziei poate să conducă la un alt comentariu. Nu pot decât ca editor să vă bucur că
Veronica Stănil a apelat la editura pe care o coordonez și, ca și la precedentul volum, aștept de acum să fac o triadă ca să putem să ne mai vedem o dată și anul acesta sau anul viitor. O felicit și o aștept. Doamna, acum vinovata. Voia să intervine doamna Popescu de asta. O foarte scurtă intervenție mă gândi să fac, deși nu suntem chiar cel mai bun moment și în cea mai bună stare în care aș fi putut să fac lucrul acesta. Altfel, sigur că aș fi aprofundat și eu în alte condiții textul poeziilor colegei mele, Veronica Stănilă. Am ținut însă neapărat să fiu alături, să-i fiu alături astăzi în acest, la acest eveniment editorial, atât domniei sale, cât și domnului editor, scriitor, publicist Cornel Galben, de care mă leagă o veche colaborare și pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a redat într-un fel atunci când credeam că de fapt nu-l mai avem. De la bun început, amprenta editurii domnului Galben este evidentă. Volumul, sinteza pe care o face în această prefață este absolut tulburătoare. Am reușit să o citesc aseară. Am reușit să parcurg volumul, dar slavă bunului Dumnezeu că nu m-am angajat într-o analiză pentru astăzi, întrucât știam că nu sunt, cum spuneam, în cea mai bună stare, pentru că de aseară și până astăzi nu mă pot opri din plâns. Cum o văd pe doamna Veronica Stănilă, cum brusc mă apucă plânsul. Astăzi la școală, aseară, deși aveam de corectat un rând întreg de teze, n-am putut să-l corectez, pentru că a trebuit să citesc și să plâng. Toată cartea a izvorât dintr-o suferință adevărată, dar tocmai această suferință îi conferă măreție și valoare cărții și doamne profesor Veronica Stănilă. Așa încât o transformă dintr-o prințesă a nimicului, într-o prințesă a cuvintelor, într-o doamnă a poeziei românești, într-o prințesă a poeziei românești. Pentru că fiecare dintre cei care au vorbit sau oprit la o poezie sau la mai multe, printre ele am găsit aseară, târziu, una intitulată Tatălui meu. Și citind-o, am rămas pur și simplu fără respirație. Mi-am amintit că ea este inspirată dintr-un episod nefericit, dintr-un episod dureros al bolii tatălui său și ne-au s-a întâmplat să ne intersectăm, exact. Iar eu mă îndreptam spre spitalul nostru emblematic din Moinești. Nu știu dacă am să fiu în stare să o citesc. Totuși am să încerc, pentru că e bine să reflectăm la tot ce ne-a invitat, la tot ce ne-a propus să reflectăm. Și să ne prețuim părinții atât cât îi mai avem. Am fost atunci cu el la spital. Ochii îi se micșoraseră radical. Între halate albe și miros de spirit, trupul devenise aproape eteric, un nor plutitor, ca o barcă pneumatică mergea înspre cer, m-a deșteptat un fel de teamă.
că putem să o sfârșim așa, deodată, că trupul lui tare, ca al stâncilor, ar putea fi doborât. Am strigat atunci cu putere în mine ca într-o peșteră, mi s-a întors ecoul și l-am preschimbat în rugăciune. Întreaga carte este o rugă spre cer și nu pot decât să o felicit, să doresc putere și să sublimeze mai departe toate încercările vieții în asemenea bijuterii. Vă mulțumesc! Înainte de a o lăsa pe Veronica să vă spună și ea câteva cuvinte, mai mult decât sunt în carte, cu siguranță, o să îi rog pe copii să mai facă... Împreună, bineînțeles. Da. Este mult mai bine. Deșertăciunea deșertăciunilor, la faptul că viața este o iluzie și la ceea ce latinii numeau vanitas vanitatum. De altfel, dacă este și ziua nașterii marelui poet, pe care îl întâlnim și în creația eminesciană, în special Memento Mori. Poemele incluse în acest volum nu sunt decât o recreere a trăirilor mele, o analiză profundă a sufletului meu, materializată în trăiri pe care astăzi vi le-am dăruit cu mult drag. Eu vă mulțumesc tuturor că ați venit și mai ales criticilor mei literari care au emis asemenea judecăți de valoare, care m-au emoționat foarte mult. Veronica, pe noi ne desparte un gard, să știți. Dacă aș fi mai tânăr, l-aș dărâma, știi, dar ce vreau să mă înțeles. Nu, nu. Care au făcut un bilet la graniță și ăla? Domnul profesor Ropciu, nu vă rețin să știți, a fost omagiat și merită să fie omagiat de Academia Regală din Belgia pe 3 decembrie 2015 și de Academia Franceză 17 decembrie 2015. Da, Doamne. Așadar, vă imaginați noastră, domnul Armand Meșteni,
ce oameni avem în orașul acesta. Felicitări, domnule profesor. Felicitări, domnule profesor. Deci, înțeleg că este poetul Leonid Iacov în sală și ar vrea să spună câteva cuvinte de asemenea, tot ca un pătimaș pe rândul de poezie. Mulțumesc! Cu mare drag! Ne-aș vrea să pun foarte puțin. Prietene, te rog frumos, vorbește ce și cum la 5 trebuie să ajung la pomenire, la gala voluntariatului. Dar mai avem bani două ori. Mai aveți noastră, nu mai am pe ei. Patru, fără 20, cum ajung la ce? Vă duc cu elicopterul. Dar de unde știu? Nu v-am întrerupt frumos. Nu, te rog. Nu vii și dumneata acolo? Dar nu știu dacă vii. Adică aici. Trebuia să vorbești un pic mai puțin și era mai bine. Vreau să pun această întâlnire, această lansare de forum, semnul a doua nume. Veronica Stănile și Veronica Nicle. Care sunt legate amândouă printr-un sentiment profund. Acela al iubirii. Una, iubirea pământeană, fizică, trecută către ceresc, cealaltă, a Veronicăi Stănilă, trecută prin cuvânt către cuvânt. Pentru că poeta de față se inventează și se reinventează prin fiecare cuvânt pe care îl scrie. Și iată că ea, scormonind undeva prin unghierele sufletului, din cămările sufletului, cum spune ea aici, găsește resursele ca să facă din iubirea pentru cuvânt acea punte de legătură care trebuie să fie făcută pentru noi, cititorii și mai ales iubitorii de frumos. Pentru că numai Dumnezeu cel de sus a dat poeților puterea cuvântului, așa cum pictorilor a dat puterea penelului, așa cum muzicienilor a dat puterea notelor. Și Veronica, cea de față, nu cea de acolo, care scria tot despre un nimic, în epitaful acela celebru de la Baratic. Dar nimicul Veronicăi nu este nimicul despre care vorbea Veronica de la Baratic. E un nimic al crescutului, al cuvântului, care te duce dincolo și te îndumnezeiește pe tine, om cititor. Mulțumesc și o felicit. Încoace. Încă un intermețu al copiilor de la Firu Haret și să se încheie. Și iar îl invităm. Și vă rugăm să dați. Asintirea soare se știe ce l-a muncit numai și știe. Mă muncim în tocmai o străveche și frumoasă țară.
cate, sub un cercul se sudice. Ne avem sau nu dreptate, ne avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece.